poveste care încântă și seduce este tărâmul Siriei de altădată. Populații semite se perindau pe aici cu mii de ani în urmă și se așezau în jurul unor orașe precum Betsan și Lahis. Înfloritoarea civilizație feniciană își făcea loc în urma unor zbateri puternice. Se întâmpla după retragerea așa ziselor popoare ale mării. Arameii ocupau regiunea din nordul deșertului, între Canaan și Mesopotamia. Limba aramaică se răspândea cu repeziciune, pătrunzând în toată Asia Occidentală. Era limba prin care Hristos va transmite lumii predicile și pildele sale. Tainice locuri bântuite de istorie și legendă. Pe aceste comori ale antichității aveau să se așeze sfinții Siriei, împlântați de duhul rugăciunii și al cântării. Care și-au dat mâna, poate, peste secole, cu sutele de creștini care mor și astăzi martiric prin aceste locuri. Sfinții știuți și neștiuți ai tuturor timpurilor. În nordul Mesopotamiei, în secolul al IV-lea, Sfântul Efrem Sirul îl cânta pe Dumnezeu cum nu va mai face nimeni cu aceeași măsură. Sozomen spunea că ar fi scris 3 milioane de versuri. Sfântul poet trăia într-o epocă de tensiuni și frământări. Se întâmpla după moartea lui Constantin cel Mare, când perșii atacau imperiul, iar cetatea Nisibe le era cedată. Efrem, întemeitorul școlii teologice din Nisibe, pleca în Edesa, locul în care va scrie cele mai multe dintre cântările sale și va deveni preot. Sunt poezii încărcate de simbol și de metaforă, cu un suport teologic profund, practic răspunsuri la provocările vremii. Rugăciunile fiecărei zile, cele 7 plânsuri ale Sfântului Efrem, ce corespund zilelor săptămânii, imnele cu imagini de sorginte biblică ori de tradiție populară, poemele care corespund marilor momente liturgice de peste an, sunt podoabe de literatură și de teologie. În aceeași poveste, în rândul altor sfinți sirieni, este rostuit și numele Sfântului Isaac. Aceste pământuri îl răsădeau lumii după 3 secole de la trecerea Sfântului Efrem, o viață ascetică de retragere în sălbăticia muntelui Matut. Se spune că multele nevoințe și studiul cărților sfinte l-au făcut să orbească, să părăsească pustia și să se retragă la mănăstirea Raban Shabur. Pământurile fierbinți ale Siriei ne descoperă povești orientale, seducătoare, poeme rugătoare și o teologie profundă.